Noi măsuri pentru criza energetică vin de la malul Mării. Liderii Partidului Social-Democrat anunță că plafonarea factorilor va fi prelungită până la sfârșitul verii viitoare, iar de la 1 septembrie toate companiile din energie vor plăti o taxă pe profit. Conform observatornews.ro, între timp, Uniunea Europeană pregătește o intervenție majoră pentru ieftinirea energiei. Gazprom a anunțat că închide de tot Nord Stream timp de 4 zile. Coaliția de guvernare este cu dare de mână. Facturile vor rămâne plafonate până pe 31 august în loc de 31 martie. La curent vom plăti cel mult 0,80 lei pe kilowatt, iar la gaze 0,31 lei pe kilowatt. Iar pentru a susține schema, statul va strânge bani de la toate companiile din energie. Practic, statul va obliga producătorii, furnizorii și traderii să plătească o taxă de solidaritate în funcție de profit. Procentul încă neanunțat se va regăsi într-o ordonanță care va fi aprobată de guvern în cel mult 2 zile. Toată această gaură între furnizori și consumatori intră în buzunarele unor firme care nu fac decât să plimbe niște hârtii. Noi ați văzut cu găletușa de curent în spate și este plătită de stat cu sume imense. Va fi recuperată tot de la ei din acele profituri nejustificate, a declarat Mihai Tudose. Diferența până la sumele exorbitante care se vehiculează pe piețele spot, 3.000 și ceva de lei, nu sunt prețurile care vând producătorii mari. Este clar că se întâmplă și altceva, a declarat Silvia Vlășceanu, expert în energie. Plusează la prețurile mari de pe bursă și deficitul de energie electrică. Din cauza secetei, a lipsei de vânt și cu un reactor oprit, România a importat ieri 25% din necesarul de energie, așa că prețul pe bursă a ajuns la 730 de euro megawatt-oră. Pentru comparație, în 2020, megawattul costa în jur de 40 de euro, iar anul trecut, 100 de euro. Pentru a limita scumpirile halucinante, Comisia Europeană vrea să separe prețul curentului de cel al gazului. Planul de reformă va fi anunțat pe 9 septembrie la reuniunea ministrilor energiei. Creșterea prețurilor energiei electrice arată clar limitele funcționării actuale a pieței. Aceasta a fost concepută într-un context foarte diferit, a declarat președintele Comisiei Europene, relatează observatornews.ro.